Vor fi 3 zile și 3 nopți de distracție la malul Mării de Ziua Constanței. Zeci de evenimente și sute de artiști vor sărbători pe constanțeni și pe orașul lor. Pe scena care se amplasează în aceste momente aici vor urca pe rând sâmbătă seară începând cu ora 21 artiști îndrăgiți. Carlos Dreams și Alexandra Stan sunt doar câteva dintre numele care vor urca pe scenă. La sfârșit, spectacolul se va termina cu un incendiar foc de artificii. Păi tineretul se bucură. Pentru ei, pentru că noi mergem într-un parc, stăm mai liniștiți. Sunt binevenite pentru tineri aceste activități după anii ăștia de pandemie? Da, asta da. Am așteptat mult să ieșim. Voi asculta muzică, nu poate și mă mișc un pic. Sunt binevenite, da. Și mă bucur pentru tot ce se face pentru Constanța. Piața Ovidiu va fi animată de o expoziție în aer liber. Constanța noastră, o poveste bimilenară, iar pe Bulevardul Tomis va fi un triatlon sportiv în 5 etape timp de 2 zile. Bulevardul central al Constanței va fi închis circulației și se vor amenaja aici terenuri de sport. Constanțenii și nu numai vor putea juca basket sau mini-fotbal. Tot sâmbătă va debuta Ovidiu Running, prima ediție a unei curse de alergare pe un traseu prin fața cazinoului. Pe faleză va răsuna muzică de fanfară. Tot sâmbătă, începând cu ora 21, timp de 30 de zile, 4 clădiri emblematice ale Constanței vor fi iluminate arhitectural. Duminică, evenimentele sportive continuă în fața primăriei Constanța cu tenis de picior, fotbal, basket și concursuri. Pasionații de muzică folk sunt așteptați lângă statuia lui Mihai Eminescu. De la ora 20 și 30 de minute va avea loc un spectacol în aer liber susținut de artiștii Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski în Parcul Teatrului.